Ne-am asumat cu toată responsabilitatea acest mandat și ne-am implicat pentru ca la încheierea acestuia să oferim rezultate la care cetățenii să se poată raporta cu claritate, fără ezitare. Am reușit să soluționăm dosare importante și să avansăm negocierile pe multe subiecte care au trenat în ultimii ani și care se traduc în schimbări în bine în viața cetățenilor europeni. De la începutul mandatului, președinția României la Consiliul Uniunii Europene a gestionat peste 1750 de reuniuni și evenimente, dintre care peste 60 de reuniuni ministeriale, formale și informale. Eforturile noastre s-au transpus în finalizarea negocierilor într-un număr consistent de dosare legislative. Mă refer aici la dosare care vizează combaterea dezinformării, dar și un acces sporit la informație a cetățenilor. Am gestionat dosare care au ca obiectiv o corectă informare a consumatorilor cu privire la calitatea alimentelor și sancționarea abaterilor de la reguli sau dosare care vizează un echilibru între viața profesională și cea privată, precum și asigurarea și promovarea egalității de șanse și de gen pe piața muncii. Am reușit să obținem consensul tuturor statelor membre pe dosare complexe care așteptau o rezolvare de mulți ani, precum cel referitor la asigurarea securității energetice europene și crearea unui mediu economic mai sigur. Totodată, sub mandatul președinției române, au fost adoptate în ultimele două luni 56 de concluzii ale Consiliului în domenii precum relațiile externe ale Uniunii Europene, combaterea terorismului, schimbările climatice, educația, strategiile regionale sau politica industrială. De asemenea, am organizat evenimente și manifestări care au reliefat atenția pe care am acordat-o valorilor europene care ne unesc. Prin abordarea noastră generală și prin rezultatele obținute, în fiecare dintre dosarele gestionate, am reconfirmat faptul că societatea românească este profund atașată valorilor europene. Beneficiind de experiența acestui mandat, România va continua să acționeze pentru îndeplinirea obiectivului de consolidare a Uniunii Europene, pentru întărirea politicilor europene și pentru promovarea importanței cruciale a solidarității și unității în interiorul Uniunii Europene.